Șoferul unui autovehicul care se deplasa pe șoseaua București în apropierea primăriei era aproape să producă o tragedie. Și asta pentru că din spusele lui a vrut să evite ceva, însă manevra pe care a făcut-o s-a dovedit a fi o greșeală. A tras prea mult de volan și s-a oprit în parcarea unui restaurant din zonă, lovind astfel și mașina unui angajat. Din fericire, totul s-a terminat cu bine pentru că nu a fost înregistrată nicio victimă, având în vedere că evenimentul s-a produs pe trotuar și putea fi lovit orice trecător aflat în zonă. Cauza neatenției a părăsit partea carosabilă, pătrunzând pe trotuar și distrugând un panou de gard, un autoturism care ulterior a fost proiectat într-un panou publicitar. În urma testării cu aparatul etilotest s-a dovedit că șoferul nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Conducătorul autovehiculului a fost sancționat doar cu o amendă contravențională în valoare de 340 de lei.